Bună, draga mea. Sunt Luna Ala. Ultima lună de iarnă, februarie, promite să fie cea mai instabilă perioadă a anului, dar pentru multe dintre noi poate deveni o lună de succes datorită numeroaselor configurații celeste. Februarie poate părea o lună agitată, din când în când vor apărea lucruri neplanificate, care trebuie făcute foarte repede. Va trebui să arăți minunile perseverenței și răbdării. În multe privințe, depinde de capacitatea ta de a te concentra asupra sarcinilor cât de succes va fi în ultima luna iernii. Ar trebui să-ți o marjă de siguranță suficientă, sub forma unei sănătăți bune, pentru a rezista eventualelor defecțiuni. Primele zile ale lunii februarie vor aduce o scădere a imunității, iar persoanele în vârstă vor fi deosebite de sensibile la acestea. În același timp, Uranus, Marte și, bineînțeles Venus, planeta iubirii, vor facilita multe întâlniri plăcute și hobby noi. Activitatea planetelor în prima decada a lunii februarie te va forța să exagerezi semnificația oricărui eveniment. Nu judeca pe cei care, în legătura cu aceasta, sunt prea violenți în exprimarea emoțiilor, ai grijă de reacțiile tale, înainte de a te îngrijora ceva, puneți întrebarea, trebuie să exagerezi adevărat, la începutul lunii, capetele fierbinți pot crea discordie și pot intra în conflict pentru orice motiv, a doua jumătate a lunii februarie va fi un moment de cotitură pentru multe dintre noi, datorită lunii noi care va veni odată cu noul an chinezesc, anul porcului, în primele zile de la începutul anului chinezesc. Va fi momentul cel mai de succes pentru o evaluare semnificativă a trecutului, analizarea problemelor și învățarea din anii trecuți. Toate deciziile luate în această perioadă pot fi nesigure, aceasta fiind perioada în care este mai bine să eviți achizițiile serioase și să închei acorduri importante. Cea mai dificilă perioadă va fi începând cu 18 și terminând cu 23 februarie. Și totuși, de la începutul ultimei săptămâni a lunii februarie, poți aștepta noutăți favorabile, sentimente renoite, câștiguri curajoase în viață și noi romane. Acum, hai să vedem la ce sunt predispuse minunatele semne ale zodiacului. Berbec Începând de din februarie poți privi în siguranță spre viitor, să faci planuri și să visezi. La începutul lunii poți finaliza lucrarea pe care ai început-o cu forțe noi. Dacă ceva nu va funcționa, nu ar trebui să te superi, puțin mai târziu vei înțelege că tot ce se face este doar spre bine. La începutul lunii, perioada de la prima la a noua zi, locația stelelor sugerează că există schimbări imense înaintea ta. Nu îți fie frică de necunoscut, acționează cu îndrăzneală, fără să te uiți înapoi. Universul pare să ofere un indiciu, renunță la ceva suplimentar, poate la obiciuri rele sau la relații cu persoane care doar te împovărează și te irită. Inovațiile pozitive nu te vor face să aștepți, iar pierderile vor fi înlocuite cu ceva mai util, pozitiv. Între 10 și 16 februarie să fii mai atentă, mai precaută. Pot să apară certuri și alte necazuri cu o rudă care va avea în mod clar o stare proastă. Este mai rezonabil să nu cede stării sale proaste, așa că încearcă pur și simplu să comunice mai puțin cu o astfel de persoană. Nu răspundă agresiv la criticile și la comentariile incorecte ale acestei persoane. Pe 17 și 18 ar trebui să-i inviți prieteni, rude. Aranjează o petrecere la domiciliu. O vacanță care se te umple de emoții pozitive și o dispoziție excelentă. În ultimele șapte zile ale lunii, poți fi un călător prin magazine, chiar și achizițiile neplanificate vor fi utile și reușite. Dragostea în februarie 2019 În ajunul zilei de 14 februarie, stelele vor fi situate astfel încât toate reprezentantele semnului glorios al lui Marte să se simtă mai libere, mai ușoare. Și toate acestea îți vor da o dispoziție romantică specială. Noile cunoștințe sunt posibile în zilele acestea, dar este puțin probabil ca acestea să conducă la o relație serioasă. În plus, momentul, în ciuda setei de dragoste și de tandrețe, nu este în întregime favorabil pentru apropierea de străini. Pot exista neînțelegeri, dezacorduri și, ca rezultat, frustrare. Se pare că merită să-ți amintești de un bărbat care a fost acum multă timp cu tine, uită-te mai atentă la el, stelele sugerează că în acest caz vei vedea în el o mulțime de lucruri interesante și atractive. Cine știe, poate că acesta este destinul tău, nu uita că pe data de 5 va fi lună nouă, cu o săptămână înainte de această zi și o săptămână după, ai grijă, sunt posibile certuri și conflicte, prin urmare. Păstrează-te calmă și mai ales ține gura închisă. Din păcate, poți regreta ceea ce ai spus în focul conflictului. O altă nuanță a acestei luni noi, cheltuielile pentru membrii familiei și cei dragi pot crește. În a treia decada a lunii, poți observa că persoana iubită îți acordă o atenție deosebită. Nu gândi nimic rău, nu căuta un truc în acțiunile sale. Primăvara tocmai se apropie și el vrea să fie cu tine. Să plătească complimente absolut sincere și meritate. Sănătatea pentru februarie 2019. Respire profund. Acesta este sfatul medicilor și astrelor pentru primele 5 zile ale lunii februarie. Fă exerciții de respirație, nu neglija plimbările de dimineață. Acest lucru va afecta favorabil starea vaselor de sânge și inimii. Un efect deosebit va fi și schiatul, înotul în piscină bicicleta va fi utilă. Pur și simplu nu exersa dincolo de măsură, mai ales în 4 februarie. Dacă simți obosală, stare de rău, întrerupe, relaxează-te sau mai bine renunță la activitatea fizică cu totul. În săptămâna de la 8 până în 14 februarie, este posibilă deteriorarea nervoasă. Starea de spirită nu va fi răsfățată, apatia poate să apară. Bolile cronice pot fi resimțite și pe această bază. Pentru a ajuta corpul, încearcă yoga, meditație, mers pe jos, discuții cu oameni drăguți. Ultima săptămână din februarie nu este potrivită pentru experimentele privind aspectul. Nu plănui în aceste zile vizite la cosmetician sau la coafor. Vei fi cu siguranță dezamăgită de eforturile maestrilor. Noile coafuri și alte proceduri sunt cel mai bine de realizat în martie. Zilele bune și favorabile în februarie sunt afișate pe ecran. Taur, în februarie, trebuie să te dedici să găsești o sursă de inspirație. Aceasta poate fi muzică, sport, o vizită la muzeu, o călătorie turistică, afaceri, le poți face față cu mult mai bine dacă te reîncarci cu o bună dispoziție te odihnești, schimb situația. Pe scurt, răsfață-te, omeriți. Șederea la domiciliu în primele șapte zile ale lunii februarie este pur și simplu strict interzisă. Așa spun stelele situate în casa a 5 astrograme tale. Poți și trebuie să participi la evenimente sociale, să te duci la concerte, la teatre, la expoziții. Toate acestea nu numai că -ți vor da o dispoziție excelentă, ci vor da și un nou impuls creativ. Este posibil să încerci tu înseți rolul unui pictor, sculptor, poet, și este foarte posibil ca experiența să fie foarte reușită. Cele care, la datorie, lucrează cu capul, trebuie să aibă grijă deosebită în perioada de la 3 la 16. Există un risc mare de calculare greșită sau o eroare, care va fi dificil de corectat în termen de șapte zile de la 17 februarie, poți aborda problemele legale, de proprietate. Gândește-te dacă printre prieteni și cunoștințe există un specialist în acest domeniu, al cărui ajutor va fi foarte util. Documentele adresate organismelor de stat sunt cel mai bine de trimis pe 20-21 februarie. În aceleași zile este favorabilă semnarea contractelor. Dragoste în februarie 2019 Februarie 2019 îți poate aduce o mulțime de probleme asociate cu achiziționarea, înregistrarea în proprietatea imobiliară, închirierea de terenuri. O altă etapă importantă este legată de aceasta. Unele dintre voi vor decide că a sosit timpul să construiască o viață comună cu un partener, pentru a organiza o gospodărie comună. În luna februarie acest proces de ajustare a personajelor și obiceiurilor obișnuite va fi cel mai nedureros și mai ușor, dar să te grăbești în fața ofițerului de stare civilă în lună curente este încă prea devreme, pentru o nuntă nu este momentul potrivit. Interesant, după 2 februarie, un anumit tip de romanță poate apărea la serviciu, cine știe, poate că cineva dintre colegi te va uimi va deschide o parte a personalității completă diferită. Sau, poate, va apărea un nou coleg, pe care îl vei trata cu o simpatie deosebită. Este posibil ca inima ta să fie captivată de o persoană cu care te vei cunoaște într-o călătorie sau la cursuri de perfecționare. În februarie, zlujba va fi cu siguranță foarte presantă, dar încearcă astfel încât să nu afectezi relația cu cel iubit planifică ziua ori de câte ori este posibil, astfel încât să existe timpul și efortul de a comunica cu partenerul tău, nu discuta despre problemele de serviciu cu el, nu îți critica colegii și șefii la domiciliu. Învață să păstrezi toate negativele acumulate în timpul zilei de lucru doar la serviciu, iar la domiciliu să te poți bucura de socializare, relaxare și tandrețe. Sănătatea în februarie 2019 În prima săptămână a lunii februarie, te poți simți rău, o defecțiune pare să te urmărească. De aceea este important să observi regimul zilei și să mănânci corespunzător, să dormi suficient. Pe 12 februarie, încearcă să evadezi în natură. Aceste lucruri te va ajuta la restabilirea rezervelor energetice, optimizarea emoțională și buna dispoziție. Apoi luna va fi așezată astfel încât să înțelegi că este timpul să acționezi. Dacă este necesar, fă examene de diagnosticare, ultrasunete, remene, încearcă să faci aceste proceduri în perioada de la 10 la 16. Planetele nu vor avea un efect secundar asupra corpului tău, iar rezultatele investigațiilor medicale vor fi cât mai exacte și mai fiabile în perioada 18 la 24 februarie, atenție la starea inimii și a vaselor de sânge. E timpul să faci pregătirea pentru primăvară și să te întărești. Te va ajuta mersul pe jos în aerul proaspăt. În plus, ai grijă de nervită, nu reacționa la flacuri, ia orice decizie cu grijă, fără grabă. Asigură-te că meniul tău are suficiente fructe și legume, refuză alimentele grase și sărate. În caz contrar, vei provoca disfuncții grave ale sistemului cardiovascular și chiar creșteri brășteale tensiunii arteriale. Zilele bune și favorabile în februarie sunt afișate pe ecran. Gemeni, știa că tu însăți ești un magician și te poți face fericită. În februarie este timpul pentru miracole. Ia totul în mâinile tale când te trezești. Imaginează-ți că în afara ferestrei nu există abis plin de slăbiciune, ci în soare strălucitor cu raze de aur pe zăpadă albă. Zâmbește, ziua următoare cu siguranță îți va aduce ceva neobișnuit, plăcut. Astrele din sectorul 5 al astrogramei tale afirmă, februarie va fi bogat în sărbători, întâlniri și alte motive pentru emoții pozitive și surprize vesele, începând cu 1 până pe 9 februarie este rezonabil să te concentrezi asupra problemelor care atârnă de multă de suflet, dar nu au putut fi rezolvate, sau nu ai vrut. Acest lucru se aplică și în cazul conflictelor cu familia, cu prietenii. Este cea mai favorabilă perioadă pentru reconciliere, restaurarea relațiilor calde. Ai o mulțime de energie, dar nu o cheltui pe nenorocirile și necazurile celorlalți. Adevărul este că pur și simplu nu vei putea evalua obiectiv situația și, decât să ajuți, vei face mai degrabă un de serviciu. De la 8 la 16, fii extrem de atentă și precaută. În acest moment, ți se poate părea că există toate șansele de îmbogățire. Cu toate acestea, nu este așa. Dorința de a îmbunătăți situația financiară poate duce la riscuri nejustificate, ca urmare. Vei regreta mai târziu faptele comise în grabă, deciziei ronate. Începând cu 17 până la 22, rezolvă treburile casnice. Poți începe o curățenie generală. În plus, este necesar să efectuezi un audit al arhivei personale. Scapă de lucruri inutile fără regret. Eliberază-te de gunoiul inutil. Vei înțelege că acasă a devenit chiar mai ușor să respiri. Dragoste în februarie 2019 Cine altcineva decât tine simte deja apropierea primăverii? Februarie va fi bogat în vacanțe, divertisment și întâlniri romantice. Cu un om care îți poate câștiga inima, te poți întâlni la un eveniment special, o petrecere, eveniment sportiv. S-ar putea ca, cu acest nou prieten, să fii legată de ceva mai multă decât doar flirt, simpatie. Dar totuși, stelele nu recomandă să te grăbești și să faci planuri globale de a trăi împreună cu această persoană. Pentru cele care au o familie, de asemenea, soarta a pregătit surprize. Totul se referă la faptul că familia va fi în curând alimentată. Vestea despre nașterea unui bebeluș va face părinții și bunicii fericiți, potrivit astrelor copiii născuți în luna februarie acestui an ar trebui tratați cu o atenție specială și multă grijă. Ei, indiferent de vârstă, vor avea nevoie de ajutor, sprijin sau de sfaturi bune și înțelepte. Stelele vor fi localizate astfel încât să existe o anumită tensiune în familie asociată luptei intensificate pentru titlul Eu sunt cea principală. Lasă orice încercare de a-ți dovedi exclusivitatea. Acest lucru va duce doar la certuri cu a doua jumătate. Este mult mai rezonabil să petreci o zi minunată de iarnă în natură. O altă opțiune este o vizită comună la prieteni sau rude. Sănătatea în februarie 2019 Nu e că la începutul lunii vei putea suporta cu ușurință orice stres fizic și psihologic. Cu toate acestea, Trebuie amintit faptul că în perioada până la 5 a cincea zi există un risc ridicat de rănire sau de alte vătămări în special în activități asociate cu divertismentul sau sportul. Încearcă să te asiguri că există întotdeauna un instructor cu experiență în apropiere, care este gata să te ajute și să te avertizeze cu privire la măsurile de siguranță. Între 3 și 14 februarie, poți dori să te răsfăți cu delicii gastronomice nu abuza de mâncarea grea. Stomacul tău, desigur, se va confrunta cu un astfel de atac de bunătăți, dar nu el însuși, ci în talie, doar câțiva centimetri vor crește. Mănâncă mai des, dar porții mici, te va salva de la apariția unor kilograme nedorite. În ajunul primăverii, în ultima decada a lunii februarie este util să te înscrii la un salon de înfrumusețare. Ai grijă de piele și păr. În cazul în care buclele sunt plictisitoare și pielea este palidă și estompată, atunci este timpul să repun în ordine cu ajutorul unui cosmetolog cu experiență sau al unui stilist. Zilele bune și favorabile în februarie sunt afișate pe ecran. Rac. Stelele sugerează că greșești cumva despre bani. Fie că îți cheltui banii greu câștigați prea ușor, fie că vei acumula ca un avar fi sigură că banii sunt tot răul. În februarie, este timpul să-ți reconsideri punctul de vedere cu privire la această chestiune, iar apoi în portofelul tău vor fi disponibilități pronunțate. Astrele situate în sectorul 3 al astrogramei tale susțin că banii sunt importanți dacă sunt respectați, atunci ei vor face reciproc. În prima decadă al lunii februarie, poți avea posibilitatea să planifici o excursie scurtă. De exemplu, îți vizitezi familia, prietenii sau faci o excursie de weekend. În timpul călătoriei este posibil să te întâlnești cu o persoană plăcută, comunicarea cu ea se poate dezvolta într-o prietenie reală. De la 8 la 17, afișează cele mai bune calități ale tale, ajută un prieten sau chiar un străin, fă o contribuție la o fundație caritabilă sau participă la activități organizate de voluntari poți pur și simplu să asculți persoana, să îi oferi sfaturi sincere, să o sprijini moral. Toate faptele bune comise nu vor trece neobservate și, mai devreme sau mai târziu, binele se va întoarce la tine înmulțite de 100 de ori. Dar de la 18 la 24 februarie, încearcă să te controlezi. Nervii vor fi în mod evident la margine? Poziția planetelor te va face să te tentezi să spui tot ce crezi nesatisfăcător despre o anumită persoană, dar decât să fii curajoasă, mai degrabă încearcă să-ți petreci aceste zile în singurătate. Nu accepta invitații la festivități, petreceri, reduc chiar și comunicarea la strictul necesar. În caz contrar, conflictele și ciocnirile sunt inevitabile, pentru a nu fi o perioadă atât de plictisitoare. Citește, ascultă muzică bună, dragoste în februarie 2019. În februarie, poți să decizi dacă partenerul actual este mulțumită de tine sau ați trăit împreună într-o servitută de rutină sau chiar penibilă, dacă inima dictează că rămân doar amintiri din relațiile romantice anterioare, nu te tortura pe tine însăți sau pe partenerul tău, chiar dacă sunteți căsătoriți. Nu este vorba de cătușe și închisoare veșnică. Legea inimii. Prin urmare, fiind răzneață, fă primul pas către un viitor fericit. Și cum se face acest lucru? Provoacă faimoasa ta intuiție. Un astfel de dar al previziunii poate fi doar invidiat. Dar să nu crezi că următorul roman va începe imediat după romanul încheiat. Așteaptă! Stelele indică faptul că până la a 20 -a zi nu sunt prevăzute întâlniri semnificative. Da, reprezentanții sexului opus îți vor acorda atenție, dar, în cea mai mare parte, aceștia sunt vânători de trofee de o noapte care flirtează și au o aventură. Nu pierde timpul. Mai bine tolerează-ți mândra singurătate pentru o perioadă scurtă de timp, cu primăvara va veni o nouă iubire adevărată, un sentiment luminos reciproc, sănătatea în februarie 2019. De la 1 la 5 februarie planetele se vor alinia în așa fel încât să afecteze în mod negativ imunitatea ta. Ai grijă de virus, sunt mici și răi. Pentru a preveni aceasta, începe să vitamine, completează rezervele inclusiv cu suficiente fructe în dietă, în special, lămâie și portocale. Îți recomand să faci o cură cu antioxidant timp de 30 de zile. Dacă cineva din familie a căzut în pat cu o răceală, apoi sub o scuză specială, renunță la rolul unei asistente medicale. Din păcate, acum, tu însă ți ești o țintă gustoasă pentru tot felul de infecții și ești foarte vulnerabilă. Între 13 și 21 februarie, poți suferi de insomnie. Prin urmare, Iritabilitate crescută, excitabilitate, nervi obraznici de faptul că noaptea ești forțată să fii trază. Pentru a dormi încearcă sesiuni de aromoterapie. Alege acele uleiuri care se potrivesc cu semnul zodiacal. Dar parfumul aproape universal este mușețelul. Despre spate, oase și umeri îți poți aminti în perioada 16 la 21 februarie. Stelele sugerează că trebuie să ai grijă de o saltea bună, tare, ortopedică, să mănânci alimente bogate în calciu. Pe 20 sau 21 poți și ar trebui să fii programată pentru o vizită la medicul dentist. Zilele bune și favorabile în februarie sunt afișate pe ecran. Leu, pentru tine februarie poate fi o lună de surprize plăcute și împlinirea dorințelor. Principalul lucru este să-ți prezinți detaliat visele și stelele vor încerca să le îndeplinească. Așa că poartă ochelari de culoare roz și privește lumea cu încredere că s-a schimbat exact așa cum dorești. La începutul lunii, planetele vor fi așezate astfel încât să nu fie ocupată cu un singur lucru. Distribuie forțele și timpul între diferitele domenii de activitate și persoanele care îți sunt scumpe. În caz contrar, pot apărea probleme și neînțelegeri. De la 6 la 12 februarie, anumite premoniții te pot deranja. De data aceasta nu trebuie să te bazezi pe intuiție. Toate aceste gânduri întunecate nu au nicio bază. Ele doar strică starea de spirit și tulbură mintea. Trebuie să ai în vedere că nervii trebuie să fie protejați și să nu te gândești la rău. Dacă apar obstacole, ele pot fi ușor de gestionat cu ajutorul prietenilor sau rudelor. Dacă intenționezi să vinzi sau să cumperi proprietăți, atunci efectuează aceste operațiuni în perioada 14 la 23 februarie. Chiar dacă nu ai destui bani pentru a cumpăra un apartament, o casă sau un teren, nu intra în panică, poți contacta banca și poți lua un împrumut. Dar te rog să reții că cele mai favorabile condiții pentru creditele vei primi pe 14 și 15 februarie. Dragostea în februarie 2019. Ce ți lipsește pentru a fi fericită? O astfel de întrebare merită să fie pusă în februarie tuturor celor născute sub constelația Zodiei Leului. După analizarea experienței relațiilor anterioare, poți găsi cu ușurință răspunsurile la întrebările aparent foarte dificile. Doar fi cu tine foarte sinceră, apoi foarte curând în viața ta personală vor fi schimbări spre bine. Dar nu toate dintr-o dată. Această lună pune bazele pentru idila și fericirea viitoare. Nu există niciun motiv să te bazezi pe romane serioase, dar dacă vrei să flirtezi, vor fi multe motive și ocazii. Probabil aventurile pasionante de dragoste nu se vor termina cu ceva mare și luminos, deci, știind în avans despre acest lucru, protejează-te de dezamăgire, nu trebuie să refuze astfel de aventuri, nu ar trebui să stai ca un pustnic, pentru că atunci cu siguranță nu va fi nimic de amintit, nu uita de măsurile de precauție, nu te juca prea mult, visele, reflexiile filozofice sunt bune dar este imposibil să te sustragă de la responsabilitățile interne. Partenerul se va descurca, fără îndoială, cu treburile și problemele casnice, dar atunci, îți va aminti de dezertarea ta din februarie. Pentru cele căsătorite, a doua jumătate a lunii este ideală pentru resuscitarea amintirilor cu întâlniri romantice. De ce nu te plimbi, nu te duci, cu un partener unde ai experimentat entuziasmul primelor întâlniri, declarații de dragoste, credem-mă, vei fi copleșită de o senzație uimitoare, de parcă te vei întoarce în timp și, bineînțeles, te va uni, vei da un nou impuls relației, vei întări alianța. Sănătatea în februarie 2019. De la 1 la 7 februarie, sub influența stelelor, poți avea un interes în medicina orientală. Este posibil să te implici și, mai mult, să abuzezi de metodele de vindecare ale Estului. Găsește un consultant care te poate informa despre toate efectele secundare ale metodelor de tratament. De-a lungul iernii lungi, ai stat deja pe monitorul calculatorului sau pe telefonul tău inteligent, ceea ce a afectat atât vederea, cât și postura și greutatea. Prin urmare, în perioada 8-16 februarie, încearcă să vizitezi mai des aerul liber, nu te speria de mersul pe jos, ar fi frumos să te înscrii într-o sală de gimnastică, la piscină sau să faci doar jogging, dar, între 16 și 23 februarie, este mai bine să stai acasă, limitând vizitele în locurile aglomerate. Din păcate, Astrele poziționate în sectorul 4 al astrogramei tale avertizează că în acest moment poți fi extrem de vulnerabilă la tot felul de infecții. Pentru a distruge bacilii dăunători, nu fi leneșă să aerisești casa, în special în zilele de 22 și 23 februarie. Ar fi frumos să-ți faci timp în aceste zile pentru o curățenie generală. Zilele bune și favorabile în februarie sunt afișate pe ecran. Fecioara, în februarie, nu este un păcat pentru tine să-ți amintești o expresie populară, nu există oameni de neînlocuit, există înlocuitori de rarhat. Stelele sugerează că, în ultima lună de iarnă, vei avea dorința de a avea prea multă grijă de orice. Aceste lucru nu trebuie făcut. Este necesar să te gândești la cine se poate ocupa de unele preocupări ale tale. Te tem că ajutoarele nu vor face față sarcinilor? În van, toți fac mai rău decât tine. De deci ce nu ai nicio nădejde? Totuși, trebuie să împărtășești experiența și să înveți să ai încredere. La începutul lunii, te poți gândi serios la schimbarea imaginii. Unele stele au un efect misterios de neînțeles asupra ta, determinând că este timpul să vizitezi salonul de înfrumusețare, să mergi la cumpărături. Cele mai favorabile zile pentru cumpărături sunt 1 și 2 februarie, dar înainte de cumpărături, gândește-te cu grijă la ce articole de modă ți se vor potrivi, astfel vei economisi bani, timp și vei găsi exact acele lucruri care îți vor fi mai plăcute. De la 3 la 16 februarie, îți pot crește aripile spate, creșterea energiei, a optimismului, te pot împinge pentru a pune o mare povara de griji și obligații pe umerii tăi fragili. O astfel de dorință este plină de greșeli și, în plus, nu toate planurile pot fi realizate și lucrurile nu vor fi terminate. Analizează acțiunile tale, prioritizează corect. Acest lucru este important și util. Hobby-urile, activitatea creativă preferată, Acestea sunt ocupațiile cărora le poți dedica timp de la 17 la 23 februarie. Nu vei reuși doar, ci și vei avea ocazia să obții beneficii considerabile de la hobby tău. Atenție! Ziua a 19 -a și a 20 -a poți fi extrem de vulnerabilă și, prin urmare, poți răspunde inadecvat comentariilor criticele la adresa ta. Alungă imediat emoțiile negative. Nu te grăbi să dovedești dreptatea ta, altfel vei provoca situații de conflict. Dragoste în februarie 2019. Se pare că pentru tine, începutul ultimei luni de iarnă nu va aduce multă bucurie în viața personală. Pot exista diferențe cu un partener. Cele care încep o nouă relație vor trebui să se confrunte cu confuzie, să experimenteze disconfort psihologic. Astrele te sfătuiesc să folosești puțină abstractizare cu cei dragi, uneori separarea este benefică. În plus, trebuie să te uiți atentă la persoana cu care îți planifici viitorul, poți avea încredere în promisiunile sale colorate, complimente, mai ales în primele zile ale lunii februarie. Pentru cele care au o familie, februarie nu va fi ușor, în zilele de 6 sau 7 februarie. Pot exista ciocniri cu un partener care te va mustra pentru indiferență și inacțiune. Îndulcește-ți iubitul tău cu o constatare că în această perioadă, în timp ce luna este în semnul peștilor, dorește doar să te concentrezi asupra problemelor personale. Cu toate acestea, fi pregătită pentru a asculta multe plângeri și reproșuri. În cele din urmă totul se va dovedi a fi bine. A doua jumătate va înțelege că nu ești pregătită și pentru o vreme te va lăsa în pace, acceptă o invitație la o sărbătoare, o petrecere pe 20. În această zi, stelele s-au pregătit să-ți oferă o întâlnire cu oameni interesanți, iar cele necăsătorite pot să-și întâlnească sortitul, sănătatea în februarie 2019. De la 1 la 5 februarie poți fi supusă tulburărilor psihosomatice. Yoga? gongul și dansul te vor ajuta să îți aduci nervii în ordine. Depărtându-te de rutina zilnică, vei atinge pacea dorită a minții și starea generală se va stabiliza. Dacă nu există posibilitatea de a participa la astfel de evenimente, citești o carte, ascultă muzică clasică, ia câteva lecții gratuite pe internet. Toate acestea îți vor da un nou impuls și, prin urmare, va exista o dorință de a obține noi senzații. Acest lucru se va întâmpla de la 7 la 16 februarie. Cine știe, poate că în acest moment te decizi să faci o faptă de vitejie, de exemplu, pentru a sări cu parașuta. Ei bine, stelele te susțin. Dar este bine să amân acțiunile extreme din 1 și 2 februarie, deoarece în aceste zile există un risc ridicat de rănire. În ultimele 10 zile ale lui februarie, sarcinata principală este de a obține suficient somn, de aceasta depinde starea ta de spirit și performanța. Cu toate acestea, un somn sănătos vine la tine în anumite ore. Doctorii și stelele te sfătuiesc să te culci înainte de miezul nopții și să te ridici în zori de lumină. Zilele bune și favorabile în februarie sunt afișate pe ecran. Balanța. Ești norocoasă, accepta acest fapt cu recunoștință și nu uita că mândrie este una dintre cele șapte păcate de moarte. Soarta te favorizează și literalmente poate veni cu daruri. Ai totul în calea ta, la locul de muncă, în viața personală și la stabilirea de noi conexiuni. Nu fi surprinsă dacă ți se oferă o poziție mai înaltă sau vei găsi o nouă sursă de venit. De la începutul lunii vei fi hotărâtă. Credința în puterea ta este necondiționată, de ce nu vei renunța în niciun caz? În același timp, stelele adunate în sectorul 2 al astrogramei tale te sfătuiesc să nu fii prea arogantă, nu dă-ți adevărul final și nu poți decide pentru alții. Asemenea ambiții sunt direct legate de influența lunii în creștere. Prin urmare, evit acțiunile care contravin credințelor noastre, altfel după un timp, Pocăința te va tortura. Din 2 și până în 8 februarie, fi pregătită pentru neînțelegeri la domiciliu. Cel mai probabil, poți fi acuzată de lipsa de voință de a participa la afacerile familiale. Nu îți neglija sarcinile acasă, altfel scenele furtunoase îți vor fi oferite la felul principal. Începând cu 14 februarie, poți deveni foarte ocupată. Vizite tot felul de evenimente, nu rata nicio șansă să-și printre oameni. În această perioadă, vei fi extrem de atrăgătoare pentru alții și vei putea dobândi noi relații promițătoare. Mai ales activă trebuie să fii în zilele de 17 și 18 februarie. Este posibil ca una dintre întâlniri să fie fatală. Dragostea în februarie 2019. Cea mai mare provocare este imaginația. Aceasta te împiedică la găsirea persoanei care va deveni a doua jumătate. Îți dorești un fel de ideal care nu se încadrează în mod adecvat cu oamenii adevărați. Prin urmare, este mai bine să lași garda mai jos, să visezi la un bărbat normal fără cal alb. Tentativele de a găsi o relație vor ține maximum până la sfârșitul lunii. Inițiatorul de calajul ești chiar tu. Începând cu data de 15 februarie, această perioadă este favorabilă întâlnirilor romantice. Fii activă pe 24 și 25 ieși în lume. Cel mai probabil, vei cunoaște un candidat potrivit într-un parc, cinema sau cafenea. Dacă ești deja într-o uniune, în relația cu iubitul tău vine pace și liniște. Din 14, influența planetelor va avea un efect benefic asupra relației. Vei putea să te uiți la partenerul sufletesc dintr-un unghi diferit și vei vedea că partenerul tău are principii morale înalte. Există șanse mari ca pe 25 și 26 februarie partenerul tău să fie puternic atacat de rudele tale. Nu acorda atenție acuzațiilor și reproșurilor. Aceasta este o opinie subiectivă care nu ar trebui luată în seamă. Sănătatea în februarie 2019 Primele 10 zile ale lunii vor fi dominate de creșterea activității solare. Ar trebui să faci sport în acest moment. Îți va întări atât sănătatea cât și sistemul nervos. Începe să faci exerciții de dimineață în mod regulat, alarcă în parc, la locul de muncă, încearcă să ajungi pe jos. Are un efect benefic asupra bunăstării și a dispoziției reține că o vizită la medicul dentist între zilele 5-12 este nedorită, tratamentul poate provoca exacerbări. Mai bine așteaptă perioada favorabilă. În cel mai extrem caz, utilizează metode neconvenționale de tratament. Începând cu ziua de 14 până pe 26 februarie, există riscul de a fi influențată de străini. Dacă trebuie să comunici cu oameni care sunt plini de negativism și probleme, evită-i cu orice preț. În caz contrar, atitudinea lor pesimistă îți va fi transmisă. Zilele bune și favorabile în februarie sunt afișate pe ecran. Scorpion. Abilitatea de a vedea partea strălucitoare a vieții este un dar rar. Uai, deci folosește-o. Februarie promite călătorii care îți vor aminti de trecut vei putea să te uiți la evenimente dintr-un unghi diferit și să-ți dai seama că tot ceea ce a fost trăit a adus o experiență neprețuită. În prima săptămână a lunii februarie, mai precis între 1 și 6, trebuie să-ți acorzi timp să cunoști punctele forte și punctele slabe ale propriei persoane. Evaluează în mod obiectiv acest lucru. Te va ajuta să îți stabilești obiectivele și idealurile este foarte posibil ca acum să nu-ți trești viața și să depui eforturi pentru ideile și valorile impuse. Dacă îți dai seama de izbucnirea adevărată a sufletului tău, vei înțelege dacă ai ales corect calea. Și dacă nu, e timpul să o schimbi. În perioada cuprinsă între 7 și 14 februarie, soarta îți poate arunca mai multe surprize în același timp. Și ele pot fi atât bune, cât și neplăcute. Stelele te sfătuiesc să aderi la o perspectivă pozitivă, atunci orice problemă se va transforma într-un depozit de oportunități. În a doua jumătate a lunii, asigură-te că ești oaspetele naturii. Cea mai bună perioadă, de la 18 la 23, trăiește aceste câteva zile la țară sau într-un centru de recreere din țară, pe o plimbare în pădure, respira aerul proaspăt. Acest lucru va aduce pace sufletului tău și va da o ieșire pașnică negativității acumulate. Dragoste în februarie 2019. Stelele susțin că trebuie să încerci să-ți restrângi autoritatea și agresivitatea. Începând cu a 15-a zi, partenerul tău va fi deosebit de vulnerabil și va fi posibil să-l jignești foarte simplu. Lasă omul să știe că îl accepte așa cum este el, mai mult decât oricând are nevoie de afecțiune, sensibilitate, tandrățe și sprijin feminin. Zilele din 4 până la 6, inclusiv luna 9, sunt ideale pentru întărirea armoniei în relații. Nu ar trebui să eziți să vorbești despre sentimentele tale iubitului. Vei întări încrederea lui. Dacă o relație existentă începe să scadă în intensitate, acum este momentul potrivit pentru a rupe legătura te vei simți din nou stăpâna destinului tău. Ține însă minte că, dacă decizi să închei relația, partenerul nu va mai accepta drumul înapoi. De aceea, ia în considerare cât de dragă este o persoană pentru tine, poate că te-ai cam încins și e doar o chestie de sațietate temporară care va trece în curând. Aspirantele să găsească iubirea ar trebui să se încredințeze soartei. Ea are grijă de totul. O cunoștință începută pe 2 sau 3 februarie se poate termina într-o căsnicie fericită. Sănătatea în februarie 2019. Primele zile ale lunii, 1 și 2, ar trebui dedicate vizitării salonului de înfrumusețare. Poți petrece mai multe ședințe și acasă, fă baie cu uleiuri aromate, o serie de măști cosmetice. Ai grijă dacă utilizezi produsele lactate în scopuri cosmetice, dacă ești alergică la bacteriile de acid lactic, depresie, stare de spirit de atac asupra ta, poți resimți în perioada de la 3 la 15 februarie. Petrece perioada printre prieteni, cel mai bine este să organizezi o recreere în aer liber sau să participi la un eveniment de divertisment. Ai grijă la curenți, zilele de 11 și 12 sunt susceptibile de a provoca răceli reține că vânturile din februarie sunt înșelătoare și îmbracăte în funcție de vreme. Migrenele cauzate de pungile ochilor îți pot te distruge starea de spirit între 17 și 23. Nu neglija gimnastica pentru ochi, dacă ești forțată să stai la calculator multă timp sau dorești să te uiți la televizor. Fă aceste exerciții aproximativ o jumătate de oră. Îmbunătățirea efectului o poți face cu compresele de mușețel, seara pe ochi. Sfârșitul lunii ți este favorabil, poți obține ceea ce ai pierdut de mult. Zilele bune și favorabile în februarie sunt afișate pe ecran. Săgetător Februarie este luna în care vorbești despre cele mai secrete sentimente. Vei putea construi relații cu cei dragi și vei găsi armonie în propriul suflet. Nu îți fie frică să ai încredere în interlocutorul tău, astfel de conversații vor pune în lumină multe aspecte ale vieții voastre. Ascultă cu atenție pe ceilalți, poți afla multe idei utile și informații valoroase. Fii sinceră și deschisă, acesta este sfatul principal al planetelor care s-au adunat în sectorul 11 al astrogramei tale. Pacea și înțelegerea vor domni în familia ta. Petrece întâi. 2 și 3 februarie cu familia ta, acesta este timpul dezvăluirilor și un nou nivel de încredere. Nu fi prea strictă cu membrii mai tinerii familiei în zilele de 3 și 4, chiar dacă comportamentul lor lasă multă de dorit. Un val de activitate și neascultare sunt naturale pentru copii. Cu un strigăt și abuz fizic vei obține puțin. Mult mai eficient va fi să vorbești calm cu copilul, ca și cu un adult. Rezultatele te vor surprinde. Începând cu 10 februarie, poți întâlni omul din trecut și te poți gândi la renoirea relațiilor. Dacă decizi un astfel de pas, viața ta va străluci în culori noi. Dacă ești o persoană indecisă prin natura ta, încearcă să ascunzi această trăsătură de caracter cel puțin de la 17 la 23 februarie. Comportamentul confidențial și stima de sine ridicată îți vor oferi autoritate în ochii celorlalți, nu fii prea sinceră cu oamenii necunoscuți, nu trebuie să știe nimic despre deficiențele tale, nu toată lumea apreciază în mod adecvat această deschidere, mulți încep să umilească în mod deliberat și să ridiculizeze o persoană, încercând să se afirme pe la nervilor interlocutorului. Dragoste în februarie 2019 Cele care tocmai au intrat recent într-o relație, de la 1 până pe 10 februarie, trebuie să fie pregătite pentru o împodobire a personajelor. Fii sinceră cu partenerul tău, nu fi viclană și nu încerca să pari mai bună decât ești. Sinceritatea este o garanție a încrederii și a dorinței de a găsi un limbaj comun cu persoana care îți place cele care încă nu și-au întâlnit jumătatea, pe 15, se pot aștepta la o întoarcere plăcută a evenimentelor. Obiectul simpatei tale îți va răspunde în cele din urmă reciproc. Dacă ești naturală și nu de viviclană, relația va avea o perspectivă excelentă pe termen lung. Pe cele legate prin căsătorie, le așteaptă o perioadă de pace și prosperitate în cercul rudelor. Soțul, precum și copiii, vor încerca să îți ofere cât mai multe minute plăcute posibil, Rezolvă chestiunile legate de gospodăria 19 februarie. În această zi, planetele situate în casa 5 a astrogramei tale te vor susține să soluționezi într-un mod favorabil toate problemele. Ele îți vor permite să găsești o soluție eficientă pentru problemele cele mai dificile și nu vei afecta relația armonioasă cu perechiata. Sănătatea în februarie 2019. În perioada 1 la 13 februarie vei fi în cea mai bună formă. Dacă faci o listă de sarcini în avans, vei avea timp să faci totul. În această perioadă, corpul tău este cât mai gata posibil pentru a combate orice fel de stres. Prin urmare, acum este momentul potrivit pentru a scăpa de obiceiurile proaste, de exemplu, fumatul. Dacă ai planificat o excursie sau o plimbare turistică, nu ezita să pleci la drum, dar în perioada de la 14 la 20 ar trebui să fie abandonate toate felurile de grăsimi și făină. Abundența grăsimilor și a carbohidraților este proastă pentru sănătate și poate provoca deteriorarea metabolismului. În acest sens, te vei simți ruptă și stoarsă ca o lămâie. Pentru a evita această stare, te va ajuta consumul de fructe proaspete, ierburi și salate din legume crude, preferă proteine și fibre ușor digerabile, cele care sunt predispuse la inactivitate fizică, le recomand să nu bea cafea naturală sau ceai verde. După ora 12 după amiaza, aceste băuturi pot provoca supraexcitații excesive, care se vor transforma în letargie cele hipertensive ar trebui să aibă grijă de bunăstarea lor de la 23 până la 28 februarie. Există un risc mare de o creștere puternică a tensiunii din cauza condițiilor astrale, iar administrarea de pastile nu te va ajuta. Cel mai bine folosește extracte de valeriană sau ceaiuri de plante. În general, în această lună starea ta de sănătate va fi stabilă. În ultima săptămână pot să apară vești bune și planuri care vor ridica spiritul tău, vei reînvia comunicarea în dragoste, zilele bune și favorabile în februarie sunt afișate pe ecran. Capricorn, stelele îți recomandă insistent să faci în februarie numai ceea ce aduce bucuria adevărată. Dacă ai avut o dorință prețuită, este timpul să o aduci la viață. Romantism comunicarea cu natura, întâlniri cu prieteni, permiteți tot ce are o sarcină pozitivă, încearcă desenul sau un alt tip de creativitate, efectul unei astfel de terapie este uimitor, în prima săptămână a lunii poți atrage atenția sporită a celorlalți, prin urmare, în perioada între 1 și 7 februarie încearcă să te prezinți într-o lumină favorabilă, dacă ai talente sau abilități, și le ai este timpul să le dezvoluiești. O mare oportunitate pentru aceasta este participarea la un concurs sau o expoziție, un eveniment solemn. Într-un cuvânt, dacă ești amenințată cu un spectacol la scenă deschisă, imediat să fii de acord. Vei fi sub patronajul planetelor prietenoase de la 9 la 20 februarie. Participă la tot felul de evenimente culturale, întâlnește-te de cu prieteni, o călătorie scurtă, reține că perioada de activitate dintre 14 și 15 va fi înlocuită de pasivitate, nu te rupe, relaxează-te mai bine acasă, distrează-te vizionând un film sau citește o carte interesantă. În cea de-a 20-a zi a lunii februarie, se poate că va trebui să rezolvi singură o problemă destul de complicată, nu ai nevoie de niciun sprijin, nu intra în confuzie, dar evaluează cu exactitate situația. Ai suficientă înțelepciune și previziune pentru a găsi o cale de ieșire din aceste circumstanțe. Poți solicita ajutor de la cardurile bancare. Dragostea în februarie 2019. Locația planetelor îți va afecta abilitățile de comunicare, poți deveni închisă și necomunicativă. Influența astrelor va fi deosebită de puternică în 19 februarie. Dacă dorești să ți se acorde atenție, scapă de complexe. Șansa vine la tine în mână. Nu rata în modest într-un colț. Fii mai activă și, treptat, totul se va transforma în viața ta personală. Întâlnirile din perioada de la 1 la 7 februarie se pot transforma în ceva frumos. Cele căsătorite ar trebui să acorde mai multă atenție în bunătățirii vieții casnice și confortului. Mai multe decât atât soțul te va întâmpina cu plăcere. Perioada ideală pentru astfel de cazuri este 12 și 13 februarie. În procesul de lucru acasă, îți vei da seama cât de dragă ești în rudelor tale. Ferește-te să treci linia prieteniei la sfârșitul lunii, după ce ai decis o legătură mai profundă. Amândoi, tu și partenerul tău vă veți pocăi în curând de de fapta voastră prin schimbarea unei prietenii puternice cu flirturi trecătoare într-o relație sexuală scurtă, nu mai puteți fi împreună. Sănătatea în februarie 2019 În primele două săptămâni ale lunii, perioada cuprinsă între 1 și 12, trebuie să-ți faci timp pentru măsuri preventive legate de coloana vertebrală, articulații și ligamente. Asigură-te că faci o serie de exerciții. 20 de minute pe zi sunt suficiente. Procedura va permite organismului să producă și să absoarbă vitamina D. Cele interesate pot completa exercițiile cu suplimente, dar mai întâi trebuie să consultă un medic bun. Un efect deosebit oferă un masaj, te va scut de durere la articulații și spasme musculare. De asemenea, poți face o programare la un osteopat începând cu a 14 -a zi de tratament vei radia puterea și vigoarea. Du-te la sala de sport, schi sau du-te la piscină. În weekend, mergi în drumeții sau participă la un festival sportiv. Stelele te sfătuiesc să-ți ții bine cumpătul în perioada 26 la 31 februarie, pot să apară evoluții neplăcute. Pentru a face față stresului, te pot ajuta animalele de companie, pisici, câini, iepuri, dar uită de pești din acvariu. Zilele bune și favorabile în februarie sunt afișate pe ecran. Vărsător Oamenii din jurul tău sunt obișnuiți să vadă în tine o persoană care este responsabilă pentru cuvintele și faptele ei. Ține-te serios de slujbă, altfel te poți confrunta cu critici și condamnări dure. Treburile planificate pentru 2 și 3 februarie trebuie finalizate în termen. În primele 10 zile ale lunii se pare că va trebui să treci prin conflictul generațiilor. Copiii tăi, precum și copiii rudelor, te pot pune la încercare literalmente pentru tăria nervilor. Zgomotele, certurile și jocurile lor, sunt capabile să-ți rătăcească buna dispoziție printr-un sertar profuit. Pentru a descărca tensiunea acumulată te va ajuta distracția în comun. Du-te cu copiii la un circ, un cinematograf, o grădină zoologică sau o expoziție interesantă pentru ei. Dacă ai dată de o dungă neagră, este timpul să-ți reconsideri propria viață. Fă asta între 12 și 23 februarie. Cel mai probabil, problema este în tine, și nu în persoanele pe care ești obișnuită să arunci vina. Cineva poate fi foarte gelos față de tine și tu poți încerca să-i faci rău cu toată puterea ta. Discuțiile cu prieteni, colegii și rudele vor revela cu siguranță cine este de vină pentru eșecurile tale. Și acum cel mai interesant, să nu începi să sortezi lucrurile. Încearcă mai întâi să vorbești cu persoana și să ajuți tu la refacerea echilibrului tău mental. Stilul romantic te va cuprinde undeva între 25 și 28, poți fi brusc îndepărtată de melodramele și de romanțele clasice, care te îndepărtează de viața reală, nu uita că ai responsabilități față de ceilalți și față de tine însă ți dragoste în februarie 2019, încă de la începutul lunii poți fi copleșită de o relație romantică încântătoare, în aceste două săptămâni poți uita totul, Gândurile tale vor fi absorbite de partenerul tău. În doar câteva zile, iubirea platonică va deveni o legătură intimă care îți va oferi atât plăcere cât și o cină gratis. Poți fi norocoasă, deoarece obiectul simpatiei poate fi un om de opinii progresive și o astfel de dezvoltare rapidă a evenimentelor va fi percepută ca un fenomen mai natural. Pentru el va rămâne o aventură. Pe 5 februarie va fi luna nouă care va permite cuplurilor care au fost într-o relație de multă vreme să simtă un val de energie proaspătă și să se vadă unul pe celălalt în lumini strălucitoare. Dar dacă în perioada 4 la 7 februarie simți că partenerul tău nu mai este mulțumit de tine, fă pace în mod prietenos și fără acuzații reciproce. Știi bine care dreptate. Nu este exclus întâlnirea cu o persoană din viața anterioară. Stelele spun că el poate fi hobby-ul tău vechi, pentru cele libere, soarta le oferă șansa de a începe din nou, există o mare probabilitate ca sentimentele nou apărute să fie puternice și să devină fundamentul unei căsnici puternice. Sănătatea în februarie 2019. În primele două săptămâni ale lunii, precum și în cea de-a 15-a zi, pot simți o prăbușire. Meditația practică va restabili fluxul corect de energie în corpul tău, oferă acestei practici fiecare minută liber, inclusiv pauza de prânz, rămâi singură în zilele de 4 și 5, comunicarea este acum nedorită, deoarece ești prea predispusă la emoții negative din belșug, în aceste zile, sociabilizarea amenință o cădere nervoasă, acordă atenția aspectului din 17 la 24 februarie. Vizitează un coafor, cosmetician, artistă de machiaj, terapeută de masaj, nutriționist. Este foarte de dorit să ai o odihnă completă în aceste zile, chiar într-o unitate de îngrijire a sănătății. Nu avea încredere în oamenii necunoscuți pe 25, 26, 27 și 28. Ei vor încerca să îți folosească vicile, în special. Aici se încadrează distribuitorii de suplimente dietetice, vânzătorii de pilule minune și vindecătorii așa zici cu puteri paranormale. Dacă ai fost diagnosticată în spital, tratează-te în spital. Zilele bune și favorabile în februarie sunt afișate pe ecran. Pești În această lună ar trebui să rămâi în austeritate și să încerci să nu împrumuți bani. Cel mai probabil cel care ți se va fi adresat pentru ajutor nu va reveni. Și dacă se întoarce, va fi mult mai târziu decât a promis. Dacă în primele zile ale lunii februarie, între 1 și 4, cineva încearcă să te întâlnească, nu te grăbi să l împingi pe ușa afară doar pentru că nu arată suficient de bine. Aproape cu siguranță va fi o persoană dotată cu mare influență socială și, în plus, foarte erudită. Cunoașterea lui îți va oferi o șansă rară de a-ți schimba destinul. În perioada 6 la 17 februarie, tot timpul îți va putea fi ocupată de rezolvarea problemelor urgente. Cu siguranță vei face față tuturor sarcinilor și vei obține un cadou de la soartă sub forma unei dorințe îndeplinite. Nu ezita, dar nu acționa la întâmplare. Ai încredere în intuiția ta și nu te va dezamăgi? Ceea ce nu îți recomandă deloc este să stai deoparte și să aștepți vremea la mare. Fă tot ce în puterea ta și rapid și activ, altfel te vei găsi la începutul călătoriei. Cel mai probabil, de la 25 la 28, vei avea nevoie de ajutorul rudelor sau al prietenilor. Nu cere, dar întreabă. Nu vei fi refuzată. Dar dacă te vei comporta brusc și categoric, șantajându-i cu o datorie, poți fi lăsată baltă cu problemele tale. Dragostea în februarie 2019 Cele care sunt obosite de singurătate și care doresc să-și găsească un partener sau un soț, trebuie să viziteze locuri aglomerate, diverse evenimente, cafenele, cluburi sportive. Cluburile de noapte și discotecile pentru a căuta un cavaler potrivit nu sunt foarte indicate. Există o mare probabilitate ca cineva dintre rude, prieteni sau colegi să-ți prezinte o persoană interesantă. Oportunități bune sunt oferite de cunoștințe prin intermediul agențiilor virtuale de căsătorie sau prin resurse online similare. De lună nouă te vei afla într-o situație dificilă, pe 5 februarie, Stelele vor arunca un adevărat test al puterii sentimentelor dintre tine și partenerul tău. Dacă ești deja într-o relație, văzând că vă aflați într-o situație dificilă, stelele îți vor oferi o asistență eficientă, intuiția te va ghida, pentru cele căsătorite, luna în creștere va întări alianța, de aceea, între 6 și 18 februarie, încearcă să petreceți cât mai multă timp împreună, dacă ți se pare că arăți intruziv, știi că nu este așa, din potrivă, un astfel de curs al atitudinii va încânta pe cel ales. Cele într-o căsătorie proaspătă vor începe să se gândească serios la faptul că au nevoie de un copil. sănătate în februarie 2019 Mergi mai des pe jos, mai ales de la 1 la 6 februarie. Alege locuri în care nu există mașini, parcuri, periferia orașului, pădure, malul răului. Plimbarea îți va da putere și va îmbunătăți starea de spirit. De la 14 la 20 februarie, poți fi într-un dezechilibru emoțional, iritabilitatea va crește, va apărea suprasensibilitatea la cea mai mică nepolitețe. Pentru a ușura tensiunea te va ajuta folosirea tinturilor calmante, ceaiurilor din plante, sesiunilor de relaxare cu automasaj cu uleiuri aromate. Este necesar să-ți echilibreze dieta, altfel pot exista complicații în tractul gastrointestinal, cele care încearcă să piardă în greutate ar trebui să acorde prioritate unei diete fracționare și să nu folosească alimente cu conținut ridicat de calorii, mănâncă produse lactate în cantități limitate, în februarie, organismul este reconstruit de bioritmurile de primăvară, iar bacteriile din acidul lactic pot provoca alergii și pot cauza alte reacții adverse. Zilele bune și favorabile în februarie sunt afișate pe ecran. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot? Te aștept!